Dobrogea este una dintre regiunile cu o bogată zestre folclorică. Din dorința de a cultiva și răspândi creația folclorică, au fost înființate de-a lungul timpului numeroase orchestre. În acest sens, Centrul Cultural Județean Teodor Burada, una dintre instituțiile implicate în procesul de promovare a muzicii noastre tradiționale, a înființat ansamblul folcloric profesionist Izvoare Dobrogene. Acesta este compus din dansatori și instrumentiști extrem de talentați. Ansamblul este coordonat sub bagheta profesorului dr. Cristian Obrejan, fiind alcătuit din 21 de membri profesioniști și cuprinde o bogată paletă de instrumente populare tradiționale. Bună seara, doamnelor și domnilor! Sunt Roxana Cioacă și astăzi vă invit să vorbim despre folclor și tradiții transmise mai departe. Alături de mine, în platoul echidistant, a venit profesor dr. Cristian Obrejan, direct dirijorul ansamblului folcloric profesionist Izvoare Dobrogene. Bună seara și bine ați venit în platoul echidistant! Bună seara și vă mulțumesc că ne-ați invitat. E o adevărată plăcere să vin din nou la Doto TV, o televiziune excepțională. Vă mulțumim. Ce presupune meseria de dirijor? Despre ce este această activitate de dirijor? Una de extrem de interesantă, pentru că noi când mergem la un spectacol, vedem că dirijorul coordonează o echipă. Ce stă în spatele acestei meserii, de fapt? Fiecare individ are o părere a lui. Ce înseamnă un antrenor la fotbal, ce înseamnă un dirijor, depinde de muzica pe care o cântă orchestra respectivă. În principal este omul care trebuie să aducă în același loc toți instrumentiștii din fața lui, în așa fel încât beneficiarul final, adică publicul, fie el în sală, fie în fața telefonului mai nou sau acasă, da? La televizor, în așa fel încât acest flux dintre compozitor, cel care a făcut melodia, piesa respectivă, dirijor, interpret, să-l accepte și să-l privească, să-l primească foarte bine receptorul final, adică publicul nostru. E complicat, pentru că uneori lanțul ăsta se rupe. În trecut, chiar unii mari dirijori nu erau de acord cu înregistrările audio. Toscanini, de exemplu, nu era de acord cu înregistrările audio pentru că în aceste înregistrări, fie ele făcute chiar live, se pierde acel fior, acele nuanțe pe care le creează interpretarea live, acel suflu estetic pe care tu îl imprimi orchestrei, orchestra la rândul ei îl trimite publicului, asta nu se mai simte în înregistrări. Pe de o parte, înregistrările, tehnic vorbind, au acele compresoare pe care ridică nuanțele. Piano nu mai e piano, adică nu se mai cântă chiar atât de încet. Corect. Sunt multe, există diferențe. Da, sunt multe chestii tehnice care diferă față de interpretarea live. Dar, revenind la întrebarea ta, dirijorul este liantul dintre tot ce înseamnă compozitor, interpret și public. Iar faptul că se trezește câte unul și dă din mâine acolo, iar un neavizat ar crede că acel om este neimportant, este o părere total greșită. De fapt, acel om este cel care traduce tot dintr-o o limbă sanscrită într-o limbă comestibilă pe care o înțelegem toți. Pe care o auzim și care ne face plăcere. Da. Ce calități trebuie să aibă un dirijor? Pentru că vedem rezultatul finit, așa cum spuneați și dumneavoastră, însă este o muncă grea, este o muncă de echipă, este o muncă de coordonare prin care trebuie să îi faceți pe cei care îi coordonați din orchestră să-și facă treaba și sincronizat, nu doar bine fiecare în ritmul lui. Da, ce calități trebuie să aibă un dirijor? Pe de o parte este pregătirea lui profesională, cea cu care bagajul lui de cunoștință, ce a învățat în școală și ce... Așa, pe de altă parte, acea parte de management al unui grup pe care îl întâlnim și într-o firmă oarecare, și la dumneavoastră, la televiziune, și în așa fel încât tu, ca un lider, trebuie să îi faci pe cei cu care lucrezi să te accepte, să-ți accepte calitățile tale profesionale și mai departe să se autoperfecționeze, în așa fel încât produsul finit să fie unul de înaltă calitate. Sunt, de fapt, două aspecte mari pe care eu le cunosc și m-am lovit întotdeauna de ele și de asta unii dirijori par mai, să zicem, mai maleabili sau mai flexibili
Da, e bine să fii mai deschis așa la nou, sau, dar la un moment dat intervine acea rigoare. N-ai voie să faci asta, n-ai voie să faci asta, trebuie să ne întâlnim la ora cu tare, să stăm, să avem un program. Există o rigoare pe care trebuie să o impui, să ți-o impui, și lucrurile astea să transmit acelui, de exemplu, la mine la repetiție, eu nici la repetiție nu îi las să stea picior peste picior sau așa, nu, pentru că ce să face la repetiție, mai târziu se vede pe scenă. Deci trebuie să ai o ținută impecabilă, inclusiv la repetiție, să respecti muzica pe care o cânti, pentru că mai târziu pe scenă tu în felul ăsta imaginea pe care o transmiți este a unui grup serios, a unui grup care știe ce face și un grup care vrea să arate așa, de nota 10. Că nu reușim întotdeauna să zicem să ajungem la 10, dar minim trebuie să fie 9. Deci cam sunteți așa. Riguros atunci. Da, da. Există o parte de maleabilitate, de frumusețe, de degajare, mai ales în muzica populară. Dar totuși și partea cealaltă de seriozitate și de respect trebuie să existe. Centrul Cultural Județean Teodor Burada organizează cursuri pentru diverse instrumente și v-aș întreba cât de interesați mai sunt tinerii în ziua de astăzi să studieze un instrument astfel încât pe mai departe să urmeze o carieră în acest sens, să își câștige pâinea cumva din acest studiu al unui instrument. Nu știu dacă sunt eu cel mai măsură să vorbesc despre toată activitatea centrului, pentru că acolo este o echipă foarte bine constituită și foarte bine coordonată, iar patronajul Consiliului Județean în ceea ce privește această instituție este unul ferm și a fost întotdeauna foarte exact. Școala de arte de la Centrul Teodor Burada e o școală foarte serioasă. Și ce am văzut eu în cei 5 ani pe care i-am petrecut aici este un interes clar al tinerilor și către instrumentele tradiționale. Pentru că, vedeți, noastră, în Constanța există și liceu de arte, există școală de arte. Și atunci un părinte poate să-și trimite un copil părinții pot să-și trimite copilul să studieze pianul la liceu de arte. Da? Sau la școala de arte. Dar, de exemplu, acordeonul sau naiul momentan nu pot să-l studieze decât la Școala Populară de Arte de la Centrul Teodor Burada. Acolo sunt oameni profesioniști care se pricep și care știu, și deja din ce în ce mai mulți oameni se îndreaptă și către muzica populară, implicit către aceste instrumente care sunt specifice folclorului. Nu o să ai cum să studiezi momentan în Constanța țambal la liceul de arte. În București se studiază inclusiv țambalul la liceul de arte. Ei, în Constanța nu. Dar poți să înveți țambal și să vii și studiezi instrumentul ăsta la Centrul Teodor Burada cu profesor care e la noi în orchestră și care este un om foarte serios și care chiar o să-l învețe pe acel tânăr care vine acolo să cânte la țambal foarte bine. Eu i-aș îndemna pe toți părinții să vină, și eu am copii, și să vină și să cânte, să învețe un instrument tradițional, pentru că asta ne definește ca nație, asta ne definește ca români. Uitați-vă ce se întâmplă în toată Europa. Nu e bine ca toți să fim uniformi, e bine ca inclusiv în Dobrogea să avem instrumentele noastre tradiționale, să cântăm și muzică populară, să ne iubim trecutul și să le respectăm ca atare. De asta e bine să vină și să vadă despre ce e vorba, să se uite la concertele noastre, să înțeleagă folclorul și să-l respecte și să-l cânte, pentru că asta ne-a definit. Așa au ascultat părinții și bunicii și străbunicii noștri, și atunci de ce nu? Veniți la Centrul Cultural, cursurile sunt comestibile, sunt adevărate, sunt normale, sunt frumoase. Una este duci să vină la un concert, să vezi un copil mic cântând la țambal, că tot am adus. Așa, cântând o horă din Dobrogea sau cântând la nai o geampara. E frumos, e delicios, ceva. Da, așa Mozart și Beethoven să cântă și la Paris și poate și în Viena, da. Eu așa consider. Deci la Centrul Cultural chiar se fac lucruri interesante, iar acele cursuri de instrumente sunt făcute de oameni profesioniști și merită să vă aplicați atenția, mai ales că toți stau numai cu telefoanele în mână, toți copiii. Exact. Apropo de acest lucru, când trebuie să înceapă studiul unui instrument, un copil, pentru că despre asta vorbim, astfel încât să ajungă să facă performanță studiind acel instrument? Cât de devreme trebuie să înceapă?
Deci, performanță e una, să studiem așa că să cântăm și noi ceva, e alta. E, ca să faci performanță, trebuie să studiezi, să zicem că începi undeva la 7 ani, da, sau 8 ani, dar trebuie studiat mult. Mult ce înseamnă? Până în clasa 4-a, să zicem, undeva la 2 ore, dintre a 4-a deja trebuie să urci la 4 ore, 5 ore, 6 ore, am elevi la liceu care trebuie să studieze și mi-am făcut un plan să nu scape 5 ore pe zi, dacă vrei să faci performanță. Uitați-vă și în tenis și la orice, performanța înseamnă multă muncă, întotdeauna. În momentul în care o faci așa, ca un hobby. Un hobby, domne, exact. Să știu să cânt la un instrument. Asta e altceva. Vii, atunci, faci de drag. Exact. De câte ore de studiu este necesar? Eu zic că o jumătate de oră de-a făcut zilnic e de ajuns. Și acel copil se ducă la pian sau la vioară, se ducă de drag. E deja el acolo când s-a dus la profesorul de pian, e ca o joacă. Nu trebuie să-l privească ca o obligație, niciodată. Și cei care fac performanțe la vârste mici, profesoara mea de vioară, cu care am lucrat în București, făcea în fiecare zi cu copiii de a întâi, a doua, în fiecare zi chemat după ore și stătea câte un sfert de oră cu ei. Noi, cei mari, stăteam și ne uitam și mai zic, ia cântă-i și lui să vadă. Și să, cu ei să juca, efectiv, uite, așa trebuie să ții mâna pe arcuș. Cum mai ține o mingiuță? Îi lua o minge, îi dădea și ia, uite, cum ții mâna așa pe mingiuța asta, așa trebuie să pui pe bagheta de la arcuș. Și totul părea o joacă, dar în timp acei copii au ajuns nume mari în muzica clasică și în ce înseamnă muzică în general. E, la început e o joacă, dar unii au calități native excepționale și e păcat să nu le amplifici și să devii profesionist. Nu poți să spui unui copil, gata, cu ăsta, Ionescu, Vasile, trebuie să fac neapărat performanță, îl omor, cum a făcut Paganini cu taicăsul, știți că îl punea să studieze de mic copil câte 8 ore la vioară, da. El avea 6-7 ani și îl omora taicăsul cu bătaia. Nu e. Da, e recunoscut, sunt dovezi în acest sens, deci îl teroriza efectiv. Bine, așa a ajuns un violonist de excepție, dar... Cu ce sacrificiu? Cu sacrificiu. Și atunci trebuie să punem accent mai mult pe calitățile native sau e bine să le... Eu zic pe naturalețe. Naturalețe. Acolo unde la un moment dat se vede că acel copil vrea, că îi place, că vrea să facă o profesie din asta, atunci trebuie insistat. Dar vedeți și sport, și la școală, zic, vrem mai multe ore de sport, vrem mai multe ore de muzică. După părerea mea, și ca părinte, se exagerează foarte mult pe partea asta a obligativității unor materii în școli. Nu știu dacă un copil care a intrat la liceu de arte și cântă la vioară și a luat un premiu național la olimpiadă, mai trebuie să facă atâta matematică cât unul care este la un liceu profil de matematică. Corect. Nu, ăla e clar că copilul ăla o să facă muzică în viața lui. De asta s-a dus acolo, de asta studiază la vioară, de aia rămâne la liceul de artă. De ce trebuie să-l mai chinui și cu matematica exact ca pe celălalt? Bine, la noi la muzică, la liceul de artă, între a 11-a nu se mai face matematică, dar între a 9-a și a 10-a chiar se face și se face ok, se face destul de mult, zic eu, având în vedere viitorul lui. Am înțeles. Deci și învățământul trebuie să facă aplicat și diferențiat pentru cei așa care studiază în acest domeniu. Da. Trăim vremuri tulburi, se vede că traversăm din nou o perioadă de pandemie, ca și anul trecut și anul acesta vorbim despre aceleași restricții. Este adevărat că și pe dumneavoastră, în domeniul în care activați, v-a afectat pandemia, așa cum pe noi toți ne-a afectat. Cum v-ați desfășurat activitatea în continuare, astfel încât să puteți avea repetiții și să continuați să aveți și concerte? Au mai existat? Deci, pe partea de repetiții și de muncă la sediul nostru, din fericire am putut să ne continuăm munca pe grupuri restrânse, respectând tot ce înseamnă legislația în vigoare. De exemplu, în orchestră sunt 21 de persoane, suflătorii sunt 3, grupuri de câte 3. Chiar am participat și la emisiune la TVR în această perioadă, la Grigore Leșe, pe care îl cunoaște o Românie întreagă, și n-am putut să ne ducem pe grupuri mai mari pentru că nu eram primiți și atunci a trebuit să facem în permanență grupuri de câte 3 instrumente.
echipamentiști. Noi, având experiența asta de la ceea ce am făcut noi anterior, chiar ne-am descurcat foarte bine și am reușit să reprezentăm foarte bine fiecare zonă a țării. Deci, în ceea ce ne privește, cu sacrificii și cu înțelegere am reușit să chiar să progresăm și poate chiar ne-a prins bine faptul ăsta că am experimentat și altceva. Nu a fost greu să faceți repetiții în mediul online? Adică... Nu am făcut online, că nu se poate. E o latență, dacă știți, și de la copii. Nici orele de vioară, de exemplu, nu se pot face online decât în anumite restricții. Și așa mai departe. Am făcut fizic. Am înțeles. În schimb, le-am cerut colegilor mei ca piesa X, Y, Z, așa mai departe, să o prezinte înregistrată la calități și la tot ce trebuie, cu bătăia de metronom, la viteza cu tare, și mă prezint să văd ce ai lucrat astăzi. Azi, vezi că n-ai făcut bine. La măsura X ai greșit acolo, e altfel, acolo e trilul, altfel. Deci există dovezi în sensul ăsta că s-a muncit și că totul a mers foarte bine. Dar, în partea cealaltă a spectacolelor, știe tot românul ce s-a întâmplat. Adică, inclusiv acum, avem festivalul Dan Moisescu, pe care a trebuit, din considerentele pe care le cunoaștem toți, să fie amânat. O mare parte din concurenți care veneau din toată țara, veneau din zone unde incidența era foarte mare. Și atunci, noi conducerea instituției a decis să fie amânat, iar în luna noiembrie e posibil, dacă ne ajută Dumnezeu și tot o să meargă spre bine, să refacem și să facem acest festival care a ajuns la ediția 25, este o ediție specială, o ediție... Festivalul Dan Moisescu. Festivalul Dan Moisescu, okay. Pe care l-am făcut în fiecare an. Dar vedeți că acum, având în vedere această incidență și atâtea nenorociri ce se întâmplă în momentul de față, deci poate că sunt, uitați, zi de zi, record după record. Corect. Am fi chiar așa, nu știu, eu oarecum și o lipsă de respect pentru cei care își pierd viața. Deci s-a luat o decizie normală, zic eu, să fie amânat, până când lucrurile o să revină într-un palier de normalitate. Cam asta e. Ce alte proiecte mai aveți în desfășurare, în afară de acest festival despre care ne spuneți că s-a amânat și pe care sperăm să-l vedem? Da, avem foarte în multe de proiecte și din păcate acum sunt așa oarecum în stand-by unele. De exemplu, avem un spectacol cu folclor internațional. Orchestra noastră Izvoare Dobrogene am pregătit timp de un an de zile 25 de piese reprezentative pentru fiecare țară, mare parte din Europa, dar nu numai. De exemplu, ca să fie pe înțeles oamenilor, din Grecia, toată lumea știe Zorba Grecu, da? Am pregătit într-o orchestrație specială Zorba Grecu, într-o orchestrație specială Radetzky Marș din Austria, într-o altă orchestrație specială, o piesă din fiecare țară a Europei, țară importantă, de asemenea din Brazilia, din Mexic, din Statele Unite, și vrem să facem acest spectacol într-o combinație muzică, poezie, divertisment, în așa fel încât lumea să se bucure de folclor, inclusiv românesc, dar și folclorul altor țări. De exemplu, și din Turcia avem o piesă foarte frumoasă, și Franța, Germania, tot ce se poate. Asta este un proiect foarte frumos, care sunt sigur că o să fie foarte bine primit și foarte apreciat. Un altul la care lucrăm foarte mult chiar în această perioadă este Vedeta Populară, de care majoritatea românilor au auzit. Este emisiune la Televiziunea Națională, la o oră de mult, o audiență extraordinară, și acum pot să zic că suntem pentru a patra oară invitați, asemn că de câte ori ne-am dus am făcut o figură frumoasă și filmăm începând de astăzi, că e luni, da? Începând de astăzi, o săptămână întreagă la TVR, sunt 3 emisiuni din ediția nouă. Și ieri am primit invitația care ne onorează cel mai mult pentru semifinală. Adică deja în semifinală până acum au cântat numai numele extraordinare ale folclorului românesc și este o recunoaștere așa. Dovada că aici la Constanța am făcut împreună cu cei care conduc acest centru și cu Consiliul Județean care ne finanțează
tot ce facem noi, am făcut într-adevăr performanță. Și să ne ajute Dumnezeu să fim sănătoși, că așa trebuie să spunem astăzi, că vedeți că... din păcate sau din fericire, sănătatea este un factor foarte important. Dar să știți că această orchestră, inclusiv acum câteva săptămâni la Festivalul Național al Ansamblurilor Profesioniste de la Iași, Constantin Arvinte, această orchestră, repet, a făcut o impresie extraordinară. Deci, nu prea îmi place să mă laud așa, dar... Dar chiar vă rog să mă laudați, pentru că aveți cu ce. Chiar mă laud cu acești instrumentiști din orchestră la mine. Toți, astăzi pot să zic că sunt un grup unit și ținem unii la alții și ne știm și bunele și relele toți. Și chiar merită aprecierea și sprijinul pe care îl avem de la constanțeni. Pentru că ei reprezintă la un nivel foarte înalt această comunitate acum. Să fii invitat pe același palier de egalitate, să spun așa, cu orchestra Lăutarii din Chișinău sau cu alte mari orchestre din România și din Republica Moldova, deja spune mult. Exact, numere cunoscute. Da, și de fiecare dată când am participat, țin să subliniez, de fiecare dată, la fiecare emisiune, una din cele două suite de orchestră au fost creații proprii și din Dobrogea. Deci nu și, clar din Dobrogea. Important, da. Da, de fiecare dată. Și acum la fel, o să participăm la trei emisiuni, una din cele două piese de orchestră este dobrogeană. Apropo de acest lucru și pentru că spuneați mai devreme că încercați să împletiți stiluri diferite, atât naționale cât și internaționale, încercați să aduceți un suflu nou de fiecare dată. Care este reacția publicului și ce îmbrățișează mai degrabă, ce stiluri preferă publicul din România? Haideți să fim cinstiți. La scară, la bloc, se ascultă un anumit tip de muzică. Acum, rolul instituțiilor de cultură nu este de a le da oamenilor numai ce vor ei. Nu. Rolul instituțiilor de cultură, la fel ca și școala, este și să educe oarecum publicul, să-l aducă pe un făgaș în așa fel încât acea muzică să aibă o valoare intrinsecă, valoare culturală a ei în sine, dar și oarecum să-l aduci pe ceea ce ascultă ei în mod frecvent, să-l aduci într-o zonă de divertisment. Corect. Și atunci... Asta și pentru că aceste melodii pe care le interpretați, da, cele consacrate deja, au fost cumva scrise și inventate atunci când oamenii trăiau altfel viața, da, adică corect. Se raportau altfel la hai toate lucrurile pe care noi Bordeiaș, le trăim Bordei, da? Corect. Dan Moisescu a luat această piesă din culegerea lui Anton Pan și a reinterpretat-o el pentru prima dată, a înregistrat-o pentru prima dată la radio, cu orchestra radio. El a fost și dirijor al orchestrei radio din București, Orchestra Națională Radio, și este un hit care astăzi este cântat de foarte multe grupuri, de foarte mulți interpreți. Bun, acum și noi îl cântăm. Cum? Cântându-l cu tobă, cu chitară, bas și cu stilul ăsta nou care se ascultă, cum am zis eu, la scară, în ghilimele? Nu. Noi trebuie să facem, că altfel ne ducem în altă parte și începem să ne călcăm pe degete cu oameni. Nu. Noi trebuie să-l facem folcloric, dar în așa fel încât să fie agreat de toți și să-l asculte cu plăcere. Asta e... Mai pot scurt așa, ce încercăm să facem? Uitați, prima piesă de orchestră este un joc din Dobromir, care dacă îl iei așa ca atare și îl interpretezi numai în stilul folcloric, autentic, l-a înregistrat în arhiva de folclor, cine știe, George Breazu sau Brăiloiu, acum 100 de ani, și îl pui numai așa, nu o să-l asculte lumea. Dar dacă îl îmbraci altfel și dai o altă formă și îl prezinți frumos și în spate ai un ecran, uitați cum este în emisiune, și acolo sunt peisaje din Dobrogea, peisaje frumoase, așa cum sunt la noi aici, bun, atunci totul devine altfel, totul devine frumos, totul devine agreabil și e primit altfel de public. Am înțeles, deci este o multitudine Dar de factori care fac experiența aceasta cât mai plăcută. Cu plăcere v-am ascultat și noi în această seară și vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră în cadrul emisiunii. Vă doresc și succes eu vă în activitate de mai departe. Să fim sănătoși cu toții, să trecem încă o dată peste această perioadă și să ne întâlnim din nou. Cu bine. Doamnelor, domnilor, mulțumesc pentru atenție. Ne revedem și mâine cu alte subiecte interesante. Până atunci, o seară frumoasă. Să aveți numai bine.